Thank you.
Așadar, am finalizat acest tutorial și acest coșuleț pe care l-am realizat din reciclarea unui calendar vechi, da? Și am reciclat practic hârtia de la un calendar vechi, pe care am transformat-o în aceste tubulețe și pe care l-am îmbrăcat în lână sau melană, cum doriți să-i spuneți. Este un material foarte pufos, călduros, în culori calde și foarte frumoase. Și am ales să fac acest coșuleț special pentru a ține ghemul de lână ca să nu mai îmi cadă pe jos atunci când lucrez. Acesta este coșulețul pe care, iată, l-am creat și de care sunt foarte mulțumită și mi este foarte drag. Sper să vă placă și dumneavoastră și să încercați să-l faceți acasă, pentru că este foarte ușor de realizat, foarte ușor. Nu este nimic complicat. Lănțișorul pe care îl fac și întotdeauna îl pun pe baza cutiilor și îl folosesc în multe alte tutoriale ca decorațiune în loc de bandă, eu știu, colorată sau din mătase sau altceva. Eu am ales întotdeauna să folosesc acest material frumos, pufos, moale, călduros, da? Pentru a face lanț decorativ din el și a-l aplica pe carton, ați văzut în foarte multe tutoriale ale mele. Vă tot spuneam că la mine pe canal lucrurile se leagă, deci nu o să vedeți niciodată un tutorial care să nu aibă o legătură cu ceva din trecut, cu un alt tutorial din trecut pe care eu l-am făcut sau cu un viitor tutorial al meu. Deci este imposibil pentru că eu așa mi-am gândit acest canal. Eu nu fac lucrurile dintr-o oarecare obligație sau eu știu, eu fac lucrurile pe care știu să le fac, pe care pot să le fac și care îmi fac plăcere și care mi-aduc aceste rezultate, înțelegeți? Ei, și lucrând aceste bețișoare din hârtie pe care le-am îmbrăcat în lână portocalie și albastră, mi-am adus aminte de mașinuța din hârtie. Este al doilea sau al treilea al meu tutorial de pe canalul meu de YouTube. Acolo am folosit aceste tublețe din hârtie în V, dar pe care le-am îmbrăcat tot în ziar, tot în tublețe din ziar rulat. Și am făcut baza de la cartul acela, că practic e un mini cart, să zic așa. Și același model de îmbrăcătură și luând ca bază tubulețul din hârtie în V, l-am mai folosit la un tutorial tot din primul an al meu. Este al cincelea sau al șaselea, o floare mare, o floare decorativă făcută din hârtie, din ziar. Am lucrat foarte mult la el și mi-este tare drag de el și la fel, același model am folosit. Adică ceea ce făceam acum, cum să spun, ceea ce am făcut și acum 3 ani, și acum 4 ani, este amprenta mea pe lucrările mele. O să mai fac lucrări în continuare și de do it yourself, am un plan să și însămânțesc câte ceva pentru că vreau să pun niște răsaduri și o să urmeze și un tutorial pe grădină, da? Nu este încă timpul, dar ușor, ușor trebuie să încep să pun anumite semințe, să încolțească. Și o să vă mai arăt prin tutorialele mele despre grădină ce și cum. Așadar, sper să vă placă acest tutorial, sper să vă placă și conținutul canalului meu de YouTube. Nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe, să dați un like, un share. Practic, să și distribuiți. Mă găsiți și pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram, Aronții Card Handmade. Iar până la următorul tutorial, eu vă doresc multă sănătate, spor la treabă și mai bine!